Salut! Bun venit pe canalul nostru de YouTube! Numele meu este Gino, iar astăzi vă voi prezenta Samsung Galaxy X-Cover 4, un telefon rezistent la apă și praf cu certificare IP68. Acestea fiind spuse, haideți să trecem la unboxing și să vedem cu ce ne poate surprinde acest telefon. Și înăuntrul cutiei, haideți să vedem ce regăsim. În primul și în primul rând, regăsim telefonul, care pare a fi super rezistent, este mai degrabă un rugged phone, un telefon care este făcut să reziste la impacturi, la șocuri, la apă și evident la praf, datorită certificării IP68. Lăsăm telefonul deocamdată deoparte și să vedem ce altceva mai regăsim în această cutie. În primul și în primul rând avem un ghid de pornire rapidă, disponibil în mai multe limbi. Mai departe avem evident încărcătorul, ce va încărca bateria telefonului destul de repede. De asemenea, mai avem un cablu de încărcare și de transfer date, USB, micro-USB. Și un lucru care mă surprinde să-l văd este bateria, care este o baterie detașabilă cu o capacitate de 2800 de mAh. Ceea ce este o baterie chiar destul de mare. Și acum haideți să ne îndreptăm atenția asupra lui Samsung Galaxy X-Cover 4. Pe partea din spate regăsim camera foto principală cu un senzor de 13 megapixeli ajutată de un blitz LED. Și acesta este capacul din spate pe care va trebui să vă asigurați că îl închideți bine atunci când puneți bateria în telefon, deoarece în cazul în care acest capac nu este închis, telefonul nu este etanșat și evident nu este rezistent la apă și la praf. Întoarcem telefonul și pe partea din față regăsim earpiece-ul împreună cu senzorii de luminozitate și proximitate și camera fotosecundară cu un senzor de 5 megapixeli. Ecranul telefonului are o diagonală de 5 inch și este un panou IPS LCD cu o rezoluție de 1280x720 de pixeli. Sub ecranul telefonului regăsim butoanele fizice pentru navigație, butonul de multitasking, cel de home și cel de back. Pe partea lateral stânga a telefonului regăsim un lăcaș unde putem agăța un șnuruleț telefonului. De asemenea, regăsim butonul X-Cover și rockerul de volum. Pe partea lateral dreapta a telefonului regăsim butonul de power și atât. Întoarcem telefonul și în partea de jos regăsim mufa pentru încărcare și pentru transfer date, micro-USB și microfonul principal pentru preluat apeluri. Iar pe partea de sus regăsim jack-ul de 3,5 mm pentru căști. Telefonul rulează Android 7.0 Nougat cu interfața TouchWiz acelor de la Samsung aplicată peste. În Antutu, telefonul a reușit să scoată scorul de 35.847 de puncte. Și acum, haideți să vă vorbesc puțin despre acest buton numit X-Cover. Buton care poate fi configurat să facă diverse acțiuni. Spre exemplu, o apăsare scurtă va deschide lanterna telefonului, iar în cazul în care vă doriți, cu o apăsare lungă puteți să deschideți camera telefonului și tot cu același buton să faceți și poze. Samsung Galaxy X-Cover 4 este echipat cu un chipset Exynos 7570, un procesor quad-core tactat la 1,4 GHz, un accelerator grafic Mali T720 MP2, 2 GB de RAM și 16 GB spațiu de stocare. De asemenea, telefonul beneficiază și de o autonomie destul de bună, având o baterie cu o capacitate de 2800 de mAh. În caz în care vă doriți un telefon rigid, cu o construcție solidă, rezistent la apă și la praf și cu certificare IP68, Samsung Galaxy X-Cover 4 este alegerea perfectă. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și linkuri utile. Nu uitați să vă abonați în caz în care nu ați făcut-o deja și noi ne vom revedea cât de curând. O zi cu mine vă doresc, la revedere!